Luna și reprezint secretara pe doamna Băsoiu la această ședință. Avem deosebit ca plăcere să vă informăm că la ședința Consiliului de astăzi este invitat și participă domnul prefect al Județului Bacău, domnul Mihai Leonar. Având în vedere că suntem statutați de 70 consilieri, consider că putem începe dezbaterea de aceste ședințe. Dau cuvântul domnului președinte. Domnul Ian. Bună ziua, bine ați venit la ședința convocată astăzi, ședința ordinară. Pentru început, dau citire proiectului ordine de zi. Așa? Pentru început, supunem la vot proces verbal încheiat pe data de 29.07.2021, cu ocazia de desfășurare a ședinței ordinare a Consiliului Local. Dau cuvântul domnului secretar. Vă supun spre aprobare procesul verbal din 29.07, procesul verbal a ședinței Consiliului Local. Dacă avem ceva de spus, dacă se privește procesul verbal. Vă rog, dacă aveți de completat. Da. În ultima parte a procesului verbal la punctul diverse, ca să zic așa, nu s-a consemnat corect spusele domnului consilier Traian Bursu în ceea ce privește costul stării Elisei Ursat, la care am cerut acte și nu ne s-au dat. Completăm cu ce a fost consemnat în acest verbal, dar mai sunt și alte probleme de abordare. La pagina 4, se verificam în urmă de 25.000, dacă s-a lucrat cei cu identificare, erau 25.000, s-a trebuit greșit. 25.000. Da, verificăm exact după procesul de acolo și după verificul din încredizare. Dacă sunt 25.000, pot să continuăm de exact. Dacă mai sunt acolo? Rugămintea noastră, fie procesul verbal incomplet. Haideți să-l completați și mai aduceți. Sigur, fără vorbe. Deci, spunem la vot amânarea a favorului procesului verbal. Supunem la vot. Procesul verbal. Amânarea procesului verbal cu amendamentul făcut de către domnul. Sunt domnul Abad. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Împotrivă. Cine este abține? Procesul verbal va fi amânat pentru ședința următoare, pentru a doua. Domnul ședinte, la ce timp ordine de zi? Proiectul ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna septembrie 2021. Ați citit materialele, așa? Propun spre aprobare pentru domnul Măciucă. Citiți toată ordinea. Toată ordinea și apoi fiecare. Da, e la prima ședință, domnul. Sigur, e o dată de emoții. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unor imobile aparținând domeniului public al orașului Târgovna, având destinația de unități de învățământ în vederea demolării. Inițiator, primarul orașului Târgovna. Punctul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru efectuarea schimbului de locuințe destinate închirierii, construite din fondurile ANR. Inițiator, primarul orașului Târgovna. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al orașului Târgovna. Inițiator, primarul orașului. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Târgu Ocna ca județul Bacău în vederea finanțării cu județul Bacău, în vederea finanțării și realizării comun a obiectivului de investiții, modernizarea străzilor cărămidărie, viitorului și cimitir din orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 6.
proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru al Consiliului de Administrație pentru SC Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A., inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 7. Raport privind statul de înscriere a datelor de registru agricol, semestrul 1-2021. Serviciu Urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat. Punctul 8. Raport de activitate privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din orașul Târgu Ocna în semestrul 1-2021. Direcția de asistență socială. Și punctul 9. Întrebări, interpretări, răspunsuri. Da, domnilor consilieri, vă informez că atât a fost realizată la primăria orașului Târgu Ocna o cercetare adresată dumneavoastră de doamna Lucoana Maria, care și-a exprimat intenția de a participa la această ședință legat de o problemă care are cu un imobil care s-a dărâmat în zona asta aici. Din informațiile mele, am înțeles că doamna se află jos la pintare și să stabiliți dacă sunteți de acord ca la diverse se poate participa la această dezbatere. Supus spre aprobare. Da. La punctul divers. Da. Da. Întrebați cine este pe da, cine este pe aia? Cine este de acord? Pentru? Deci, mă rog, da. Da. Împotrivă, da, ține nu. Da. Da, nu chiar mai dacă. Trecem pas cu pas la punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru luna septembrie 2021. Supun spre aprobare, ați citit avizul comisiilor, s-a întrebat președinte. Raport de avizare, Comisia Juridică pentru Administrație Publică. Da, Comisia Juridică și Administrație Publică avizează favorabil, prin unanimitate, 7 voturi din 6. Ne spuneți cine va fi, domnul președinte? V-am spus la început. Domnul Măciu, că se îndemnă. Cine este pentru? Spun spre aprobare, cine este pentru? De acord, unanimitate. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unor imobili aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna, având destinația de unități de învățământ în vederea demolării. Raport de avizare. Comisia Juridică pentru Administrație Publică. Comisia Juridică pentru Administrație Publică a avizat favorabil prin unanimitate de voturi. Comisia pentru Urbanism. După cum știți, unanimitate. Comisia pentru Studii și Prognoze Economice. Aviz favorabil, 5 voturi din 5. Deci, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, formă formație. Unanimitate. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea producerii procedurii pentru efectuarea schimbului de locuințe destinate închirierii construite din fondul PNL. Comisia Juridică pentru Administrație Publică. Aviz favorabil prin unanimitate de vot. Comisia pentru Urbanism. Aviz favorabil prin unanimitate. Comisia pentru Studii și Prognoze Economic-Sociale. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru 5 prezenți. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al orașului Târgu Ocna. Raport de avizare, Comisia pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale. Aviz favorabil, 5 voturi pentru 5 voturi. Supun spre aprobare, posibil. Cine este pentru?
Împotrivă? Abține? Domnul președinte, trebuie să ne întrebați dacă aveți ceva de spus sau să comentați, să fie direct așa la... Așa ar fi fost corect și normal. Întrebați dacă sunt discuții, dacă mai avem și așa, ne puneți așa cu... Atâta timp... Noi votăm... Atâta timp cât șefii condițiilor de amizare... Nu contează, domnul președinte. Au spus, clar. Au spus, dar poate avem ceva de spus, avem ceva de adăugat, avem ceva de adăugat. Cine a pus să nu fim președinte? Aveți ceva de poate de la comisie până la plen ne-am... Mai pot scânta. Da, sigur că pot. Vă rugăm, mulțumim frumos. Deci dacă sunt probleme... Nu mai am votat deja. Am să fiu atent. Vă rugăm. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Târgu Ocna cu județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții, modernizarea străzilor cărămitărie, viitorului și cimitir din orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Raport de avizare. Comisia Juridică și Administrație Publică a avizat favorabil de 5 voturi pentru 2 abțineri, dar a inițiat și un amendament prin domnul consilier Mărcuță Cezar, amendamentul care a fost votat de către comisie și am să rog pe domnul consilier Mărcuță Cezar să citească amendamentul, dacă are documentația, dacă nu, domnul secretar. Bună ziua, stimați colegi, domnule prefect, Inițiatorul amendamentului. Primar, din păcate constat că nu au fost îndeplinite condițiile de publicare a amendamentului, care l-am votat cu toți în comisie și a fost, sau a trebuit să fie votat secretarului. Și nu știu dacă ați avut de unde să luați notă de conținut respectiv. Personal știu ce am scris, nu este la mine amendamentul, ar trebui să fie, și vă rog să-l confirmați, domnule secretar. Da. Dacă este la dumneavoastră. Yes. Amendamentul a fost depus de la comisia. Atunci, vă rog pentru asta să-l citiți. A fost registrat în registrul de evidență a primăriei orașului Târgu Ocna. Și ca și procedură, el se spune dezbatere și afișării publice sau consultării publice în ședință ordinară. Adică nu puteam să facem publicitate pentru acest amendament nici faptic și nici n-aveam cum să într-o zi. Deci, teoretic, el este înregistrat și se supune dezbaterii în această ședință. Atunci vreau să-l dați să prezint. Da. Deci, textul modificat al acestui proiect de hotărâre completarea pe conveniție. Da, de modificare. Să se completeze contractul de asociere cu termenul, perioada de execuție, precum și cu valoarea estimativă a contractului. Ce este acela? Pot să... Da. Dacă aveți să... Bineînțeles. Nu ați colegi, ce este voastră. Am constatat în cuprinsul contractului de asociere, care este inițiativa notarică, vă doar așa poate, că nu sunt elemente definite. Odată este vorba de evaluare, estimarea cheltuielilor. Practic, contribuabilul nu știe ceea ce semnez eu ca reprezentant al lui, pe ce sumă, îi se spune 10%. Dar 10% din cât? Sau cine plătește cheltuielile eligibile? Proiectul spune, din practică, să merge până la 10% din valoarea investiției. Nu avem repere la acestea. Asta ar fi unul. Al doilea, durata sau perioada contractului. Nu știm, începe acum, începe peste un an, peste doi, peste trei. Nu știm ce și cum va greva bugetul nostru. Consider că nu avem suficiente informații la momentul de față și ar fi bine să completăm pentru a putea trece. În caz contrar, vedeți-vă că nu știu ce votez. Iar cetățenii nu știu pentru ce ne-am mandatat. Da. În cazul în care consider amendamentul va trece, va trebui să retrimitem contractul de asociere pentru completarea datelor pe care le reclam, urmând apoi să fie din nou prezentat Consiliul Local pentru aprobare. Eu atât am să vă mulțumesc. Dacă aveți probleme cu acest amendament. Am o urgentare. Poate domnul primar a venit cu câteva completări să ne convinge că acest proiect îndeplinește condițiile. Bine, că este cel mai puternic. Da. Sunt
Sunteți de acord? Nu am nicio problemă. Ce să suplimentar? Domnul președinte, astăzi avem onoarea ca președintele președinte de astăzi să fie seniorul nostru și cred că va fi o ședință de bun augur. Dacă îmi permiteți la acest material, eu am stat la dispoziție pentru toate lămurile și în ședințele de comisie, dezbateri, și am fost și la urbanism și la economic, dar pot să aduc și aici argumentele care sunt necesare. Știm cu toții că Târgu Ocna este stațiune de interes național, stațiune turistică, care și statut de stațiune balneoclimatică și, în zilele noastre, infrastructura rutieră este obiectivul prioritar pe masa și a executivului și pe masa dumneavoastră spre analiză și spre aprobare. Bugetul local, așa știți cu toții, este atât cât este, constituit din taxele și impozitele locale și, de asemenea, toate celelalte resurse atrase la buget. Dezvoltarea infrastructurii și reabilitarea ei nu poate fi dusă integral din bugetul local. Și atunci, am spus-o de fiecare dată și la ședința de constituire a Consiliului Local și de validarea mea, precum și în ședințele ulterioare și cea de aprobare a bugetului, când am spus că voi depune tot efortul ca să găsim orice sursă de finanțare care poate să ducă la o eficiență a sistemului rutier. Având în vedere că avem un proiect în derulare, care se numește valorificare a potențialului turistic, în care 23 de străzi în orașul Târgu Ocna vor fi supuse reabilitării, mai sunt o altă serie de străzi care necesită aceste investiții. Și atunci, privind harta și fiind luând în importanța străzilor, am considerat că trebuie să fac, toate demersurile către județul Bacău, către Consiliul Județean Bacău, și să solicităm un sprijin printr-un contract de asociere cu județul pentru reabilitarea acestor trei străzi pe care le-am denumit aici, în acest proiect, modernizarea străzilor Cărămidăriei, Viitorului și Cimitir, deoarece sunt și de importanță oarecum de nivel județean. Pentru că acestea sunt situate în zona de est a orașului, fac legătura între drumul național DN12A, intersectează drumul care asigură legătura între Târgu Ocna și satul Vișoara, aparținând comunei Târgu Trotuș, și de asemenea cea de-a treia stradă, strada Cărămidăriei, intersectează strada Găleat sau DG116. De asemenea, acolo avem și atunci am considerat că se poate oricând găsi soluția ca tot traficul care acum s-a creat și vine dinspre Bacău, se scurtează prin Bârsănești și poate fi o cale de acces spre Onești și așa mai departe. Am făcut această solicitare la Consiliul Județean printr-o adresă și dumneavoastră, în baza analizelor, au supus atenției Consiliului Județean această asociere. Documentele care au stat la baza acestei propuneri este un studiu DALI, aprobat prin finanțarea lui aprobată prin bugetul local și așa este, la nivel de astăzi, nu avem cifrele reale. Pentru că cifrele reale, așa cum scrie și în documentație, vor fi rezultate a proiectului tehnic de execuție. Cele trei străzi, chiar dacă ele au o lungime de 1,2 km, au niște probleme acolo, pentru că dincolo de infrastructura rutieră, ceea ce înseamnă asfalt, intersectează și calea ferată, la Jud Comănești, cu toate restricțiile care sunt impuse, este o cale principală, și de asemenea, acolo trebuie găsită soluția de preluarea tuturor apelor pluviale și apelor stradale, care vin natural din zona cartierului Vișoara și tot ce înseamnă zona cartierului Găreat. Deci, practic, această investiție nu va rezolva doar problema rutieră, ci rezolvă și problema preluării apelor pluviale și descărcărilor spre zona râului Trotuș, care este dincolo de DN12A. Noi am făcut acest studiu DALI. Valoarea rezultată la nivel de DALI e undeva la 7 milioane de lei, dar această valoare reală va decurge prin odată cu proiectarea. Contractul de asociere cu Consiliul Județean este un contract cadru, este un contract care este utilizat de către Consiliul Județean cu toate celelalte unități administrativ-teritoriale din județ. Am aici și câteva exemple. A fost aprobat și cu municipiul Onești,
în câteva luni în anterioare. De asemenea, a fost aprobat același model de contract și cu Comuna Bârgărești și Bodănești. Prin această asociere, finanțarea Consiliului Județean s-a obligat să finanțeze 90% din valoare și avem aici în documentație exact pe ce se duc aceste cheltuieli. De asemenea, și noi avem 10%, partea noastră de 100% fiind valoarea studiului Dali. Studiul Dali este aici, îl pot prezenta, l-am prezentat și la domnii consilieri care au fost interesați. Eu cred că este o oportunitate pentru Consiliul Local, pentru comunitatea din Târgu Ocna să susținem acest proiect. Este un proiect adoptat printr-o hotărâre de Consiliul Județean. Este adevărat că orice document, orice poate suporta modificări, adăugiri, completări, dar faptul că el a fost validat de către finanțatorul principal, și aici discutăm cu 90%, și fiind un contract cadru, deci nu este un contract altfel față de celelalte unități administrative, considerăm că este un contract bine închegat și bine argumentat și cu o responsabilitate corectă din partea ambelor părți. Eu asta am dorit să vă spun. Dacă dumneavoastră mai doriți și alte dăruiri, s-a ridicat aici problema termenului de execuție. Păi nu putem să înaintăm un termen de execuție, pentru că după, firesc ar fi după însușirea asocierii, Consiliul Județean, prin departamentele avizate, să parcurgă la elaborarea procedurii de achiziție pentru proiectare și abia după aia să știm exact cât durează proiectarea, cât durează, vedem valoarea și clar, în urma proiectării, clar va trebui și o hotărâre de Consiliul Județean și o hotărâre de Consiliul Local în care trebuie să aprobăm indicatorii tehnico-economici final. Abia atunci vom veni în fața dumneavoastră și să spunem, domnule, asocierea a dus la această etapă. Astăzi, ei nu pot începe procedura de achiziție și de derulare a acestei investiții, pentru că e clar că trebuie să aibă și acordul părții celelalte părți. Și de aceea eu cred că trebuie să reflectați asupra deciziei pe care v-ați luat, dar eu cred că este un prim pas. Și știți că mai avem încă o asociere pe un același model de contract, tot cu Consiliul Județean, pe o altă stradă, e vorba de strada Tisești, aprobată în luna februarie sau martie, când acolo jumătate din stradă va fi la fel reabilitată prin cu aceleași procente de costuri. Vă stau la dispoziție și cu alte întrebări, dacă considerați că pot oferi. Mulțumesc! Dacă mai sunt probleme, domnul Măciuc. La votarea bugetului, mi-ați promis că aceste trei vor fi asfaltate de la bugetul local. Avem un parteneriat cu Consiliul Județean pentru strada Tisești. Nici până acum nu s-a început asfaltarea. Facem un contract din nou cu Consiliul Județean pentru cele trei străzi și nu putem da un permis până când. Suntem în septembrie, aproape, și din noiembrie deja nu mai putem asfalta. Deci întrebarea era simplă. Un cost și un termen prin amendamentul pe care l-au adus colegii mei USR. Atâta cerem de la dumneavoastră. Noi nu suntem împotriva unei asocieri. Dacă îmi permiteți, eu cred că am explicat aceste lucruri și este adevărat că suntem în luna septembrie, dar orice lucrare și orice investiție la nivel de infrastructură nu poate fi făcut în termen în care ne-am fi dorit astăzi să avem intenția, urmăm în câteva zile procedurile și după care procedem la realizarea investiției. Este clar că acest termen nu poate nimeni astăzi lansa și înainta, ne-am dorit să fie într-un termen cât mai scurt. Eu cred că Consiliul Județean, ca și reprezentant al întregului județ, este un organism care și-a asumat aceste lucruri și au și sumele necesare în buget, aferente anului acesta, să poată începe derularea procedurilor. La fel și cu investiția de pe strada Tisești. Suntem acum în procedură de elaborare a documentației și a indicatorilor tehnico-economici și suntem în grafic. Sunt de acord. Și Gărbăneștiul asfaltează cu bani de la buget. Și Dofteana asfaltează cu bani de la buget. Târgu Produș asfaltează cu bani de la buget. Bănești la fel. Târgu Ocna, de ce nu poate? Explicația este foarte simplă, domnul consilier.
pentru că Târgu Ocna are în derulare câteva proiecte cu finanțare europeană, la care noi trebuie să fim cu parte de cofinanțare. Și nu numai proiecte cu finanțare europeană, ci și cu proiecte cu finanțare guvernamentală sau a instituțiilor. Prin PNDL, prin CNI am terminat Casa de Cultură, prin Ministerul Mediului proiectul cu reabilitarea și sistemului de iluminat public și acolo avem o parte din sume alocate din buget care trebuie să venim la cofinanțare. Mai avem și câteva rate care sunt fără componente dintr-un împrumut care acum câțiva ani au fost făcute la felul lucrări de infrastructură. Și bugetul localității, vedeți și dumneavoastră, dacă un studiu de fezabilitate rezultă niște sume, sunt mult peste puterea economică a orașului Târgu Ocna să ducem de la cap la coadă. Dar de fiecare dată am spus că banii noștri, atât cât sunt cei mai importanți și ei trebuie să vină ca și aport de la aceste investiții. Este simplu. În această conjunctură, finanțatorul județul Bacău vine cu 90%, noi cu 10%. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că orice formă de finanțare, de acum încolo, pe fondurile europene, indiferent cum se vor numi ele, sau pe fonduri guvernamentale, contribuția localității, contribuția celui beneficiarului, este de la 30-40% în sus, plus celelalte cheltuieli de proiectare, avize și tot ce înseamnă celelalte proceduri. Deci, bugetul nostru, am venit și l-am prezentat public, a fost aprobat și eu consider că este un buget bine calculat și asigură cofinanțarea la toate aceste proiecte. Este celelalte unități administrative teritoriale au în programul lor de finanțare anumite investiții care probabil se finanțează de la bugetul local pentru că nu au fonduri europene. Nu știu exact care e situația la ei, dar eu cred că ăsta este mecanismul. Sunt obligat să vă spun avizul Comisiei de Urbanism, nu m-ați întrebat și asta e cam obligatoriu, s-am trezit. Deci a fost un aviz favorabil, 3 voturi pentru, 2 abțineri. Mulțumesc. Domnul președinte, dacă îmi permite să mă revin. Era bine ca acest proiect de hotărâre să aibă și date exacte, termene, valoare, dar ca un mic om de afaceri și ca orice om care își face un calcul, stau și analizez foarte logic. Dom'le, pierdem din această ecuație sau din acest exercițiu, pierdem noi ceva Târgu Ocna, adică putem ieși oricând din această asociere, dacă nu ne corespund cifrele, știi? Dar dacă nu am dat curs acestui proiect de hotărâre, probabil că pierdem un tren, pentru că Târgu Ocna are nevoie de asfaltări și chiar indiferent de ce cheltuieli sunt, dar faptul că avem o contribuție doar de 10%, este bine să jucăm acest meci, folosesc un termen din sport. Adică modernizarea străzilor, cărămidăriei, viitorului și cimitirii sunt ale noastre, sunt ale orașului. Era bine să fie transparență totală, dar sunt convins că și le cerem executivului pe parcurs să ne prezinte informații din termen, acestea sunt costurile și noi putem ieși de la acest angajament dacă nu ne convine. Zic și eu, trebuie să găsim cele mai bune soluții, aici e treaba. Dar era bine să fie o transparență totală, dar până la urmă trebuie să mulțumim Consiliul Județean că vrea o asociere. Alte localități poate le-ar solicita și nu ar primi această mână întinsă. Vă mulțumesc dacă am greșit în ce ați spus de față de alți colegi, dar cred, da. Domnul Abate, este adevărat, domnul consilier, ceea ce spuneți și faptul că noi am fi putut să gândim la acest proiect, să venim cu inițiativa și să o deschidem și dezbatere și discuție și să creăm noi un contract de asociere cu Consiliul Județean și să-l fie aprobat noi. Dar ceea ce nu era corect, pentru că noi veneam doar cu 10%, nu poți să vii, tu ai doar o parte și te duci să ceri 9 părți și vii să pui... Și atunci, faptul că ei au răspuns, au înțeles nevoia localității noastre, pentru că dincolo de localitate și de urbe și oraș de categoria a doua, suntem și stațiune turistică. Și au înțeles că dezvoltarea infrastructurii este foarte necesară pentru acest număr mare de turiști care tranzitează sau care vin la Târgu Ocna și apoi rămân la Târgu Ocna sau merg în celelalte stațiuni turistice, Moinești sau Slănic Moldova. Eu cred că la nivel de transparență nu avem ce să spunem. Toate datele sunt aici, sunt cifrele pe masă, sunt procentele pe masă și vom discuta
clar, la aprobarea indicatorului tehnico-economic. Este evident că dacă avem o valoare de 7 milioane, 700.000, trebuie să găsim și noi soluția să-i alocăm în buget. Și acum vedem, dacă trebuie anul ăsta, vedem pe finalul anului cât trebuie alocat și de unde îi putem rectifica, dacă va fi pe bugetul anului 2022, vom găsi soluții să asigurăm și această finanțare. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Babi. Din capul locului, ultimul lucru pe care ne dorim este cu acest contract de asociere să nu se împlinească. Deci faptul că Consiliul Județean vine și își aduce un aport majoritar pentru orașul Cernavodă este de salutat. Noi suntem în Consiliul Local aici să judecăm rațional și responsabil această formă a contractului. Pentru că eu sunt de acord ce spune domnul Răgănuță. Este foarte bine să se facă, dar oare intențiile noastre bune nu vor crea niște blocaje pe aceste străzi dacă nu avem un termen clar? Adică cu toții ați spus pe strada Viitorului. Toate casele pe strada Viitorului sunt inundate la fiecare ploaie de pe apa care vine pe strada Viișorii. Dacă Consiliul Județean vine peste 5 ani sau peste 4 ani, poate noi în timpul ăsta trebuie să facem ceva să scoatem apa de pe acea stradă. Ăsta este un motiv foarte clar pentru care avem nevoie de un termen. Nu cerem un lucru politic, cerem un lucru pentru urme, că noi suntem trimiși aici de oameni. Nu facem politica nu știu căruia. Adică mergem noi împreună acum pe strada Viitorului să le spunem oamenilor, rămâna ce? O să mai plouă 3 ani sau 4 ani și apoi o să intre în curte până când ce? Că am semnat noi cu bune intenții și am zis, da, să meargă înainte că domnul primar, adică ce spune dumneavoastră domnul primar? Responsabilitate corectă ambelor părți? Că mi-am notat aici și Consiliul Județean și-a asumat. Consiliul Județean nu și-a asumat. Dacă și-ar fi asumat, în acest contract de asociere, încerca un termen. Iar ce spuneți dumneavoastră că este un contract cadru dat de la Dumnezeu așa, iarăși, țin să vă contrazic. Și dacă aveați mai mult timp în comisie ieri, poate vă plecați mai atent la ce v-am arătat și ieri. Am contracte de asociere și de la Bacău, și de la alte județe, de la Prahova, de la Brăila, unde este scris foarte clar durata contractului. Prezentul contract se încheie până la 18.12.2021. Este pentru repararea unor străzi în județul Brăila, în județul Prahova. Durează până la data de 31 decembrie 2021. Scris în contract de asociere. Nu-i dat de Dumnezeu. Este făcut de oameni. La fel, să fim mai aproape de noi. Contract de asociere între județul Bacău și municipiul Bacău. Unde spune foarte clar, valoarea estimată, noi nu cerem la virgulă, valoarea estimată a contractului de asociere este 13.155. Pentru ce? Pentru strada aeroportului. Este același contract de asociere. Acum, ca să concluzionăm. Toți avem o responsabilitate, toți suntem chemați să acționăm în consecință și să, cumva, să încercăm să ținem partea celor care ne-au trimis, unde ne-au trimis, cei de la Consiliul Județean, în Consiliul Județean, noi în Consiliul Local. Ultimul lucru care vrem să facem este să blocăm acest proiect. Este foarte posibil ca domnii de la Consiliul Județean să fie omis lucrurile astea. Sunt lucruri care pot fi oricând amendate. Să treacă un termen, dacă nu e anul ăsta și va fi anul viitor, dar să treacă. Pentru că dacă nu-l trecem, riscăm să blocăm străzile alea. Dintr-un motiv sau altul, nu știm acum. Cu bune intenții. Deci nu, încă o dată, 90% foarte bine, nu este 90%. Dacă am avea valorile, am calculat și o să vedem că nu o să implicăm pe 90%. Nu comentăm, asta în continuare este avantajos pentru întrebări. Singurele lucruri pe care le vrem amendate, și pentru motivul ăsta noi le vom abține la acest proiect, durata proiectului să fie trecută și valoarea estimativă a proiectului. Pentru binele Târgu Ocnei și pentru interesul bunei desfășurări de acestui contract. Mulțumesc, domnule. Dacă mai are cineva. Copil, domnule. Doriți și avizul Comisiei Economice? Doresc. Da, în Comisia Economică au fost făcute câteva observații despre valoare, durată și obligațiile pe care sunt contractoare. Dacă despre valoare au vorbit antevorbitorii, aș dori doar atât să spun că 90% și cu 10% sunt pe 4 poziții.
celelalte sunt obligația de Consiliul Local, care trebuie să schimbă cheltuieli, proiectare, comisioane, care sunt 100%, certificat de urbanism, autorizații, deci valoarea va fi mai mare, ca să rămâne lucrurile. Dar, dacă asupra valorii, deși se putea da o valoare măcar așa, estimată, la câțiva ani, nu se spune domnul primar că are încredere în Consiliul Județean și nu trebuie să o trecem. Dacă asupra valorii contractului, iarăși, deși aici sunt două valori, la punctul 4 spune valoarea totală a contractului de asociere va fi și rezultatul urma aplicării procedurilor de achiziții, iar la articolul 5 din capitolul 4 spune valoarea totală a bugetului este cea rezultatul urma indicatorilor tehnico economice. Să vedem care va fi. Dar dacă asta nu le putem stabili, asupra obligațiilor părților, vreau să vedem puțin. Și hai să vedem, județul Bacău organizează prin serviciu public de achiziție atribuirea contractului de proiectare, de execuție, de verificarea tehnică a proiectului și dirigiția de șantier. Semnează contractul ca și autoritate contractantă coordonatoare și va desemna managerul de proiect. Mergem la Târgov. Târgov semnează contractul ca și autoritate asociată, dar urmărește derularea acestea. Apoi răspunde în mod exclusiv de legalitatea și corectitudinea tuturor informațiilor tehnice, economice, financiare și administrative conținute în documentele justificative aferente obiectivului de investiții. Mergem mai departe la Târgov. Asigură managementul tehnic, financiar, administrativ și monitorizarea obiectivului de investiții. Cum? Dacă managerul de proiect și dirigintele de șantier îl angajează fratele mai mare, Consiliul Județean, cum vom urmări acest lucru? Mai departe, Târgov își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile cauzate atât județului Bacău, cât și entităților care participă la realizarea obiectivului de investiții. Și acum, interesant, județul Bacău este exonerat de orice responsabilități asociate cu orice pretenții sau acțiuni apărute ca rezultat a încălcării prevederilor prezentului contract de asociere ale oricăror prevederi legale, reguli sau regulamente privind realizarea investiției din orașul. Și ultima, care e cea mai interesantă, județul Bacău își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de asociere în cel mult 15 zile de la apariția unor circunstanțe care pot fi prevăzute la data încheierii contractului. Deci eu cred, toți suntem de acord cu acest proiect, este foarte bine și felicităm executivul și pe domnul primar pentru că a făcut aceste intervenții, dar acest contract cred că trebuie într-adevăr analizat, poate dintr-o greșeală, Consiliul Județean, nu s-a ținut cont de aceste lucruri, însă aceste obligații trebuie făcute, aceste observații trebuie făcute și obligațiile, sigur, împărțite pe fiecare asociat, pentru că noi avem experiența domnului județean, Gălean, care știți că a început și nu se mai termină. Mulțumesc! Avizul este favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abțineri. Mulțumesc, domnul știu. Dacă mai sunt probleme, dacă mai are cineva de adăugat ceva. Vreți să luați? Eu consider că am răspuns la toate aceste întrebări. Am avut o discuție ieri și cu domnul Șimiche. Eu cred că dumnealui știe foarte bine ce înseamnă derularea unui proiect. Eu nu vreau să scot aici și contractele făcute semnate cu județul Bacău în 2013, care sunt similare și nu înțeleg aici de ce acum apare această emoție, pentru că întotdeauna cred că Consiliul Județean a fost un partener corect. Dacă este un model cadru semnat în mai multe unități administrative, noi putem să facem ce dorim. Dar eu nu cred că o revenire în ședința Consiliului Județean ar putea să apară foarte bine până denunțăm această asociere sau această posibilă intenția de a ne asocia. Eu cred că trebuie să dăm dovadă de maturitate, eu cred că trebuie să dăm dovadă că nu păcălește nimeni pe nimeni și dacă ne uităm acolo, sunt aceleași clauze și pe partea de județul Bacău și atâta timp cât ei asigură 90% din toate cheltuieli, inclusiv dirigenția de șantier, pentru că și-o asumă prin e clar că responsabilitatea tuturor factorilor tehnici derivă din acest lucru. Da? Domnul Abad. Stimați colegi,
cel mai simplu lucru este să votăm și să zicem hai să treacă și asta. Faptul că în 2013 s-a semnat la fel este un argument să schimbăm ceva, că lucrurile nu sunt scrise în piatră. Dacă acum 10 ani a fost aceeași formă, acum, alt consiliu local îi spune primarului, merge și discută cu Consiliul Județean și schimbă forma. Noi nu vrem fond. Deci suntem foarte bucuroși de această asociație. De asta asociere. Dar învățăm din drumul de la Gălean, învățăm și aducem mici îmbunătățiri. Iar faptul că la Consiliul Județean se poate sau nu accepta o discuție, vom vedea. Eu cred că se poate accepta, pentru că o durată acolo, dacă banii sunt, intențiile sunt bune, e pentru toată lumea mai clasă. Trecem o perne și mergem mai înainte. Sigur, este foarte simplu să votăm acum și să zicem intențiile sunt bune. Intențiile sunt scrise în contract. Alea sunt intenții, nu vorbim de intenții. Sunt scrise în contract și contractul arată în felul ăsta. Începe când se semnează contractul și se termină când se recepționează lucrarea. Dacă asta este pentru noastră confortant, votați. Noi o să ne abținem cu cele două mici observații către Consiliul Județean. Vrem discutarea acestui contract pe durată și pe valoare. Dacă avem dalii, foarte bine îl trecem acolo, durata o trecem, când noi am ăsta anul viitor și noi nu avem nicio problemă, mergem înainte, în ședința viitoare putem să îl votăm și așa de bine. Mulțumesc. Domnul Mărcuț, partea. Nu, nu am venit la început și am văzut. Deci, domnul președinte, eu apreciez poziția domnului președinte Ababei, dar cred că dumneavoastră a studiat contractul din 2013, dacă tot faceți referire la el. Eu cred că nu a studiat contractul din 2021. Eu cred că, dacă vreți să răspundeți la întrebare, putem să discutăm pe partea tehnică. Doi. Eu vă rog să faceți și am dat o discuție. Domnul primar, a zis că e identic cu cel din 2021. Da? Eu nu v-am întrebat. Eu l-am dat surpresa din 2021. Deci răspunsul la întrebarea noastră este da, am uitat. Mulțumesc, domnul primar. Mulțumesc, domnul primar. Dacă nu mai sunt probleme, supun spre aprobare punctul 5. Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Târgu la județul Bacău, în vederea finanțării și realizării în comună obiectivului de investiții, modernizarea străzilor cărămidăriei viitorului și cimitirii în orașul Târgu Ocna, inițiat de primarul orașului Târgu Ocna. Cine este pentru? Deci, unu, trei, cinci, șase, opt, nouă. Proiectul, în formă actuală, a trecut. Întrebați și aici, abținere, împotrivă. Cine se abține? Dacă nu am să nu împotrivă? Punctul 6. Îmi cer scuze dacă îmi permiteți. Conform pădurii administrativ pot să iau cuvântul. Nu votați amendamentele? Nu, vă întreb. Codului administrativ se votează amendamentele, de asta vă întreb. Corect. Așa e. Să răspund logică, dar nu trebuie să fie amendament. Nu, că să nu vă trezeți cu o nulitate sau... Dar ce logică mai are amendamentul dacă a trecut în trecut? Logică. Nu, 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 să aibă logică, de asta vă spun. Că să aveți contestații după aia... Mai degrabă. Mai bine mergeți pe codul administrativ. Dar e clar cu ce formație. Inițiatorul, se putea formula un amendament, nu m-am făcut. Și aprobat, m-a făcut inițiatorul. În cazul de față, s-a supus preaprobare. Proiectul de hotărâre așa cum a fost, formulat inițiator, motiv pentru care așa și trecut. Putem să revenim la așa ceva? Da, hai.
Da, da, pentru că nu am aprobat,
Exact. Asta am zis eu. Da. Acum, supunem spre aprobare. Așa. Proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat. Cu amendamentul aprobat. Cine este pentru? Cine este pentru? Cu amendamentul, da? Cu amendamentul. Cu amendament. Cu amendament. Și citiți tare amendamentul ca să nu știe toată lumea. Dar l-am citit de trei ori. L-am citit, doamne, ce spune. Deci acum, supunem spre final, hai ca să terminăm aici. Proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dumneavoastră. Cine este pentru? Acum cu forma propusă de primar, nu? Nu, cu forma, tot da, cu amendamentul. Cu amendament. Cu amendament. Da. Deci amendamentul spune doar... completarea valorii și... și termenul. Cine stabilește valoarea? Cine stabilește valoarea? Pentru că noi aici vom pune o valoare și cine o stabilește? Valoarea estimativă din ce? Dar limbul noi l-avem cu două variante. Deci aici este problema de început a unei asocieri. Noi acum nu eram în situația de a aprova un proiect cu indicatori tehnico-economici, bătuți în cuie. Și aici puteam discuta că e mai mult, că e mai puțin, că e mai simplu, că e mai simplu. Ce? Urmează contractul. Deci aici este problema. Noi oprim asta de fașă. Eu vă rog să mai reflectați o dată asupra, acestor Domnul primar, spuneți-o valoare acolo. Păi cum s-o pună, domnul? Spuneți-o dumneavoastră. Păi, haideți să nu ducem lucrurile într-un derizor. Deci, și trebuie supusă la vot varianta propusă de inițiator. Aveți două valori, puneți-vă în urmă. Nu le pune în urmă, pentru că nu, acele valori nu sunt... Păi n-a trecut cu amendament. Să supună la vot... Dar cum e mandatul votării? Asumați-vă că cineva vrea să finanțeze cu 90% plus alte anumite cheltuieli și orașul cu 10% plus anumite cheltuieli care sunt trecute în contract. Și situații de drept. Și asta ați văzut acum o soluție, așa ca să unii votează. Consiliul local este suveran. Dar și asumă și responsabilitatea. Dacă s-au reluat celălalt. Suntem caragioși, adică este bine, unitățile administrative votează. Să lămurească. Mai cea și noi suntem altfel decât toți ceilalți. Mă rog, problema ta asta. Ai invitat, nu e frumos să pronunțați cuvinte de genul. Sunteți invitat în cerințări Consiliul Local. Vă rog frumos, nu suntem caragioși. Mulțumim. Eu am venit să susțin proiectele, domnul. Eu am venit, am spus, suntem caragioși, nu suntem. Nu știu dacă vă include sau nu, dar noi nu suntem. Eu am venit să susțin proiectele. Vorbiți despre dumneavoastră, dacă chiar... Doamne ședinte, da? Deci am revenit, da? Deci... Nu înțeleg supărarea domnului primar pentru observațiile făcute și chiar nu suntem caracteri. Și vreau să vă cereți scuze, domnul primar. Am spus, suntem. Da. Suntem, da. Eu nu înțeleg. Nu ne-am asociat aici pe viață. Este o asociere în scop clar, să modelizăm aceste străzi. Cum să nu se poate da un drept? Cum să nu se poate da o valoare? Dar dacă astea două nu, chiar nu putem rediscuta aceste obligații pe care le avem, haideți, gândiți-vă. Noi știm ce am pățit odată cu asocierea Consiliului de Țară și cu domnul de la Călă. Știți cu toți. De ce vă supărați că cerem ce cerem? Suntem de acord cu proiectul, dar nu putem accepta aceste obligații. Adică răspundere 100% Târgu Ocna, când dirigintele de șantier, managerul de proiect, constructorul, proiectantul, sunt desemnați în achiziții publică de către județ. Ce cerem noi acum? Ca să fim și noi acolo. Mai ales că nu este strada Tisești, unde avem doar un covor asfaltic. E simplu. Gândiți-vă că aici pe străzi avem intervenții pe conductele de apă, de canalizare. Că dacă închidem o stradă și nu știm când o închidem și când o deschidem, ce fac cetățenii care locuiesc pe acea stradă? Nu cerem nimic absolut. Felicităm inițiativa, am spus de la început, este foarte bine, mulțumim Consiliul Județean, dar ce cerem dacă spunem că aceste condiții, condițiile de ce nu le putem trece? De ce nu putem negocia? Și în codul civil și peste tot spune că la participare fiecare răspunde cu cota parte. Că nu se poate
Răspunderea totală e la noi și ceilalți comandă și alții execut. Pentru, s-a numărat minim pentru, s-a numărat minim pentru,
Domnul președinte, haideți să vă frumos, cereți din nou, dacă sunteți de acord, vreau să vă haideți să ne luăm, că nu-i corect. Domnul Rusu, mulțumim pentru sprijin, dar e 14-3, clar. Da, 14-3? Da, da. Ce faci, domnul? Amendament. Da. Cum ești așa de amendament? Există, domnul secretar, ceva probleme? Sunt probleme? Păi văd acolo, dumneavoastră aveți 12, noi am votat 14. Eu ce puțin am văzut 3 abține. Desemnarea unui membru al Consiliului de Administrație pentru SC Compania de Utilități Publice Târgu Ocna. Comisia juridică și administrație publică, aviz favorabil. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil la unanimitate. Comisia pentru studii economice. Da, 3 voturi pentru, 2 abține, aviz favorabil. Dacă ia cineva cuvântul, dacă nu, supunem tema aprobată. O secundă, domnul președinte. Vă rog, domnul. Ieri, în AGAM, noi am... Alaltă. Grupul SR s-a abținut. Nu vom abține de data asta pentru aceleași motive pe care le-am expus în AGAM. Și, pe urmă, am studiat și argumentele date juridic, că e posibil să fie o breșă de legalitate acolo, deci noi ne vom abține în continuare pe acest proiect. Dacă îmi permite, președinte, am spus observațiile din Comisia Economică, că proiectul de hotărâre are următoarea denumire. Proiect de hotărâre prin desemnarea unui membru al Consiliului de Administrație. Hotărârea la articolul 1 spune Consiliul Local Târgu Ocna ia act de desemnarea unui membru. Cred că domnul secretar general ați făcut o greșeală. Noi nu luăm act. Noi deliberăm. Mai ales că ați încălcat și rugămintea domnului primar, care referatul de aprobare spune față de cele prezentate, rog Consiliul Local să valideze noul membru al Consiliului de Administrație. Mai departe, în raportul de specialitate, personalul de specialitate din primărie spune Consiliul Local, în calitate de autoritate tutelară, validează hotărârea luată în act. Și acum, chiar dacă n-am ascultat domnul secretar, nici de rugămintea domnului primar, nici de funcționarii din primărie care au făcut referatul de specialitate, trebuia măcar să ascultați de directorul companiei, în calitatea domnului Bogdan Sirmul. Un semnează aici care spune, vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței ordinare un proiect de hotărâre, având ca obiectiv, ca să mă ascultă și minunat, ca obiectiv, interesant. Validarea noului membru al Consiliului de Administrație, la cum urmând ca autoria dumneavoastră generală, să o comunicăm. Adică, deși și ne roagă să validăm, specialistul din primărie spune validăm, domnul primar referat spune vă rog să validați și dumneavoastră spuneți că ia la cunoștință, noi nu luăm la cunoștință, noi suntem deliberativ hotărâri. Dar vă rog să modificați acolo hotărârea, că validăm hotărârea din AGA, prin vot. Noi votăm. Nu luăm la cunoștință. Să luăm la cunoștință de la partele care le prezentați. Corectați, vă rog, pe acest lucru. Îi punem la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație pentru Compania de Utilități Publice Târgu Ocna. Validarea dumneavoastră. Validarea. Cine este pentru? Nu. Împotrivă? Nu. Țineți voia până mai zbubă, dar ce se vorbează? 1, 2, 3, 4, 4. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci 10 pot să vreau. Cine este împotrivă? Cine se abține?
Domnul președinte, de asta cum ați votat? Treceți-vă și pe dumneavoastră, că sunteți membru în Consiliu. Cât de aia nu iese la numărare? Președinte, nu știu de ce. Deci a trecut punctul 6, da? 7. Raport privind studiul de înscriere, stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol Economic semestrul 1-2021. Serviciul Urbanism, Amenajare Vecturilor, Administrarea Domeniului Public și Privat. Să fim formali. Da. Dacă sunt discuții. Dacă sunt probleme. Punctul 8. Raportul de activitate privind activitatea desfășurată de către asistenții personali din orașul Târgu Ocna în semestrul 1-2021. Informarea Direcția Tehnică de Asistență Socială. Eu aș avea aici o observație. Dacă sunt observații. Da, cum vine asta? Raport de activitate privind activitatea. Cumva... Așa putea să... Alt sens. Raport de activitate. Raport privind activitatea desfășurată. Da. Decât să lipsească, mai bine să fie în plus. Dacă mai sunt probleme. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Nu se vorbează. Da, de pe. Punctul 9. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Dacă vreți să-mi spuneți ceva. Domnul Barna. Da. În prima mânția, în luna decembrie am votat că hotărâre de 26, am făcut o contestată la prefectură, după aceea au fost citat Consiliul Local de 2 ore. Mai suntem la faza de Curtea de Apel. Nu cred că cineva din Consiliul Local de Apel din Sere știe că a fost citat Consiliul Local. Spune-mi. De ce este citat? Păi și poate ce este recurs. Cred că erau de bun augur să știe și Consiliul Local că este citat după poate urma la o întâmpinare. Consiliul Local este reprezentat de prima orașului domnul consilier. Deci nu avea ce spune. Procedura este înfrizată și nu... Trebuia să vă treabă informarea, așa că când este pe loc această cauă. Da? Nu trebuia să știe ce citat? Dacă vreți o informare, vreți o formă. Ce stat suntem, care avea. Suntem la... A fost respins în prima instanță la tribunal, suspendarea, hotărârea de pe care a fost citat, iar acum a să fă recurs. Da. S-a depus întâmpinarea la motivele noastre de recurs. Noi nu putem să ne antepronunțăm împotriva dumneavoastră. Deci instanța o să stabilească. Da, nu, asta e logica. Nu, se referă colegul că suntem parte în proces și era corect să fim informați. Nu, da, că suntem reprezentați de către Secretarul General al Directorii sau angajăm un jurist, e altă treabă, dar este corect să fim informați. Dar Consiliul Local este reprezentat de primarul. Nu, nu, nu. Întrebarea mea este cine reprezintă pe cine. Suntem parte în proces. Consiliul Local are în componență consilieri locali. Aici vreau. Da. Nici chiar pot vorbi. Eu m-am obișnuit cu procesul. Mă rog, bine, nu ne pot. Păi nu. Cine este de Consiliul Local? Da, știu. Dar e bine să știe și Consiliul Local. Da, domnul Măciu. Mai aveți? Da, aveți. În ședința anterioară am fost împotrivă, să zic, la finanțare cu 50.000 a filmărilor pentru cursa de ciclism în drumul eroilor. S-a spus cu sușitare și în ședința ale Consiliului și a sortit cu acel la primul ieri lumea, că el va fi transmisă live Eurosport. Majoritatea occidentală din oraș au dat Eurosport și Eurosport România, care nu există în programe, a fost contractat de Sport Extra, ofertat de TC Studio Video. Dar poate este un primar, de ce s-a ajuns în situația asta? Eu spun la un canal de YouTube, fără grei de programe, și dacă vrei să vezi videoclipul, realizarea
de la evenimentul ăsta trebuie să te abonezi ca la un film pentru adult, să zic. 2 euro pe lună sau să privești pe medale program. N-am înțeles. Păi n-am fost. Deci ne-a promis că este difuzat live de Eurosport. El a Eurosport la un canal de YouTube pentru 60.000 care i-a plătit. Un ofertant a spus că este extra sportul. Așa, după aceea s-a contactat pe ce studio video, o studiat din București. Noi am plătit încă 60.000 pe lângă cu județean, Dărmănești cu l-au plătit, Bacău nu, numai noi a fost bună să mai chiar. Să înțeleg că am fost dați pe mai multe previziuni, nu? Sau cum? Nu înțeleg ce dorește domnul consilier. A fost, luna trecută, a fost ordinea de un proiect de hotărâre, care au avut în spate și raport de specialitate și expunere de motive și a fost validat. Executivul a urmat toate procedurile legale care trebuiau să fie făcute. Nu înțeleg ce spune dumneavoastră. Canale, ce? Canale. Da, da, eu vă spun, eu vă spun pe una și... Deci, ce știți, domnul consilier, vă rog, hotărârea? Nu canale, ce spune dumneavoastră? Eu nu spun nimic. Vă dați asta acolo în documentație. Și aș vrea să știm ce contract are domnul Văderică, primăria Triunga de a afirmat până ședința fiindcă ședința de Consiliu, și am fost cenzurat la puturi diverse, a intervenit cenzurat. Și scria pe pagina oficială a primăriei Triunga, ședință integral. Domnul consilier, ședințele sunt publice și sunt filmate de 3 posturi de televiziune. Este adevărat că 1, 2 și primăria Târgu Ocna, care transmite de pe canalul oficial. Faptul că s-a lungit ședința a fost o problemă tehnică și s-a descărcat acumulatorul și a încetat filmarea, pur și simplu. N-a fost nicio obstrucție. Nu v-am întrebat pe dumneavoastră, domnul consilier. Lăsați-mă să expun. Deci, transmisia ședinței Consiliului Local este făcută pe pagina de internet a primăriei orașului Târgu Ocna. De asemenea, în sală sunt acreditați și alte institute de presă, Acum TV și Exclusiv TV. Au fost transmise live, fiecare n-am avut niciun interes și nu avem niciodată interes să funcționăm sau să trunchem ceva. Dacă ar fi fost cineva, o altă singură acreditat, să spui atunci că trunchem. În rest, nu cred că sunt afirmațiile dumneavoastră corecte. Integral. Eu v-aș recomanda, domnul consilier, pentru că reprezentați cetățenii localității, să nu mai mergeți cu varianta de manipulare și de dezinformare. Așa ați prezentat și în mediul virtual, că vrem să demolăm nu știu ce port de clădire care face parte din patrimoniu și toate astea. Nu e corect și nu este etic. Vă rog să studiați exact cum scriu materialele, nu ne schimbați forma când o prezentați, luați-o exact cum este proiectul de hotărâre, anexați-l, puneți-l acolo să se vadă. Care e proiectul? Cu schițele, cu alea. Dumneavoastră ați făcut. N-am făcut-o noi. Îmi cer scuze. Eu nu pun un loc de la capăt. Și asta este realitatea. Dumneavoastră prezentați în spațiu public informații pe care le deformați. Nu scoțând din context anumite fraze. Dacă puteți să verificați. Dacă am greșit, îmi cer scuze. Dar eu nu cred că am greșit. Mulțumesc, domnul Pată. Mulțumesc, domnul primar. Domnul Mărciu. Salut prezența domnului prefect în ședința de astăzi. De mult timp mă străduiesc să aflu niște răspunsuri de la domnul primar, care răspunde cui dorește, când dorește și nu este corect. Aș dori domnule primar, în prima frază, să vă cer demiterea administratorului public pentru care dosar penal și eu am votat și am susținut mișcarea fără penal în funcții publice. Este un act pe care trebuie să vi-l asumați și să-l prezentați Consiliului Local. V-am cerut în celelalte ședințe Puteți să ne avea, vă rog, dacă tot este vorba despre mine? Da, vă rog. Da. Pe ce vă bazați când spuneți, faceți afirmația asta?
pentru dosarul pe care l-ați avut, dosarul penal. Da? Da? Cred că ați citit, dar n-ați înțeles nimic. N-am înțeles, e adevărat. Da. Va trebui să explicați. Păi eu o să explic. Dacă îmi dați... V-am cerut în repetate rânduri să ne arătați un contract. Dar acum ați schimbat subiectul. Haideți ca să rezolvăm problema care ați început-o cu dosarul penal. Da, da. Dați-mi voi să prezint Consiliul Local, primarul și domnului prefect, certificatul de cazier judiciar. Dacă știți ce înseamnă asta. Nu știu. Păi, spuneți dumneavoastră. Vreau să prezint Consiliul Local și celor prezenți ordonanța de clasare, dacă știți ce înseamnă aia. Nici asta nu știu. Păi, ar trebui totuși să luați un pic de consultanță juridică. Când faceți anumite afirmații în spațiul primirii. Așa, vă rog. Așa vă rog, deci, fost domnul prefect sau cine vrea să licitească. Nici până la ora asta m-ați venit. Păi, dar nu schimbăm subiectul. Haideți să rezolvăm problema, dar tot ați făcut penal. În toate mediile, și virtuale, și reale. Haideți să verificăm un pic documentația, cu ce vă bazați dumneavoastră și cu ce mă bazez eu cum fac afirmațiile astea. Vă rog frumos, cine vrea să studieze aceste documente, sunt disponibili. Un contract și aștept să dumneavoastră, pentru că eu nu sunt un penal. Așa cum v-a cerut, cum vi s-a cerut. Domnule, nu schimbați subiectul. Vă rog frumos, aștept scuzele dumneavoastră publice. Pentru că dumneavoastră ați făcut o afirmație care nu este adevărată. Nu mă puteți face pe mine nici pușcăriaș, nici penal, nici niciun fel. Atâta timp cât eu nu sunt. Da. Așa că eu aștept scuzele dumneavoastră. Mă scuzați. Că nu se poate. Dumneavoastră dezinformați și manipulați exact cum vă convine dumneavoastră. Că sunt penal, că am făcut, că am dres. Iar citiți și nu înțelegeți nimic. Aproape sunteți analfabet funcțional. E adevărat. Nu spuneți dumneavoastră. Păi verificați documentele, dacă vreți să le verificați. Așteptăm de multă vreme raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a orașului Târgu Ocna, care trebuia dat și domnului mai avem o restanță de la ședința precedentă, la care domnul primar trebuia să ne arate de vizu străzii Eliseiul Saf cât a costat. Că s-a terminat cumva într-un coadă de pește. Puteți să ne spuneți? Aveți o situație când va fi gata asfaltarea pe DN12A, în locul în care s-a surpat? Pentru că lucrările par gata, dar nu mai poporul asfalt nu s-a turnat. Domnule președinte, eu vreau să rog membrii Consiliului Local că atunci când fac afirmații să verifice un pic cine și în competența cui stau acele lucruri. Domnul consilier Măciucă, permanent, fiind într-o competiție politică, permanent lansează tot felul de acuzații și tot felul de lucruri care încearcă să schimbe un pic opinia publică sau să inducă puțin opinia publică în altă direcție. Lucrarea de la DN12A nu este în custodia instituției primăriei orașului Târgu Ocna. Domnul președinte, dacă nu mai întrerupe, eu am prezentat în Consiliul Local informațiile și adresele care le-am primit de la Compania Națională de Drumuri pentru acest proiect. V-am spus și v-am prezentat documentele cu ordinul de începere a lucrărilor, perioada de execuție și ce lucrări se fac acolo. Constructorul și cu verificatorul de lucrare și cu beneficiarul de lucrare derulează această investiție. Până la data când va fi ei sunt în competența dânșilor, este acest răspuns. Răspuns, mă scuzeați. Deci degeaba vreți să faceți aici tot felul de... profitând acum de prezența domnului prefect și chiar îmi cer scuze în fața domnului prefect, pentru că eu știu că Consiliul Local Târgu Ocna a fost un consiliu și este un consiliu responsabil și întotdeauna a plecat asupra destinilor comunității și bâlbuiele de astăzi poate și datorită emoțiilor s-au produs. Chiar este jenat. De fiecare dată lansați tot felul de lucruri de acestea care considerați că dumneavoastră vă aduce un capital. Este dreptul dumneavoastră, eu le notez și fac răspunsurile în termenele legale și așa cum sunt îndiriguit. Mulțumesc. De asemenea, trebuie să luate măsuri pentru schimbarea reclamei din intersecția prezentând Moldova și de la Lima Salina cu afișul Nelu Ploieștean. Zugrăvirea
pieței agroalimentare care trenează de un an de zile, în timpul campaniei electorale, ar trebui să fie făcută. Refacerea gardului împrejmuitor de la Biserica Sfânta Parastiva, la Biserica Dumnească, s-a dărâmat gardul vechi și nu s-a mai făcut nimic. Donarea de calorifere din de la pescări, se prescriu ieftinie cel mare. A fost o promisiune. Vă rog cum o să spuneți dacă grădinițele, piticot, au autorizație ISO la ora actuală. În centru, vis-a-vis de, în fața florării gardenii, ar trebui schimbată masa de șapte care este vandalizată. Stâlpul de pe strada Tisești care stă să cadă, trebuie să se ia o măsură. Iluminatul public de strada Găleanu. Sunt vreo 3 becuri arse de vreo 2 săptămâni. Tot pe strada Găleanu, la intersecția cu strada Viilor, este un cuib de bază supradimensionat și dacă vine o furtună, e posibil să se ia pe lui. E posibil. Crește natalitatea în această gropă. Ai semn bun cu undeva. Da. În postul de Gărășenesc sunt parcate tiruri. Cumva primăria încasează timpie pe aceste tiruri parcate. Tot acolo, în spatele WC-ului, vine o vidanță și dă dejecții și aș vrea să știu dacă aveți cunoștință de problema aceasta. Nu mi s-a dat răspuns de un an de zile, respectiv 6 luni de zile, la adrese făcute de către domnul primar, dacă domnul fost primar Ștefan Șiloc are autorizație de construcție pe imobilul pe care l-a ridicat și dacă domnul Moscu Vasile are autorizație de construcție pe același imobil. Am rugat să nu se pună la dispoziție, în calitate de consilier. Nu mi s-a dat niciun răspuns. Mai aveți? Da. În zona autogării trebuie instalat neapărat un WC public pentru a cuprinde necesitățile și turiștilor care tranzitează zona, dar chiar și a locuitorilor care așteaptă să iau o mașină spre Slănic sau spre Iași sau unde călătoresc. Asta este ce am avut de spus. Mulțumesc, domnule. Domnul președinte, sunt în decirerea care e făcut în citat. Doamna. Doamna, nu am venit la doresc să vă informez, domnul consilier, că
proiectul pentru valorificare turistică, așa cum am spus și mai devreme, a fost semnat, iar pe data de 2 septembrie, la ora 11, vă invit să fiți prezenți, invit și pe domnul prefect de asemenea, dacă timpul îi permite, vă invit pentru semnarea ordinului de începere a lucrărilor. Am invitat aici și reprezentanții agenției Nord-Est, am invitat aici și consultorul dirigente de șantier, proiectant și toți ceilalți participanți la acest, în acest proiect. Este un cel mai important proiect pentru comunitatea noastră, când cele 23 de străzi care au fost discutate și dezbătute de fiecare dată vor fi modernizate, odată cu infrastructură rutieră, odată cu iluminat public o parte din ele, o parte din ele trotuar și o parte din ele și cu spații de parcare. De asemenea, va fi modernizată această piațetă, piațeta Costache Negri, și va fi finalizat o parte, partea de amonte de la pietonalul de pe strada Carol I. De asemenea, și în parcul Mădura, parcul, vor fi făcute investiții de peisagistică acolo. Este cel mai important proiect cu finanțare europeană, dar avem și noi o parte de contribuție și o contribuție importantă și chiar care ne creează emoții. Vă mulțumesc și vă aștept cu deosebită plăcere. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt probleme, din care nu să se ducă. Parcă avea o doamnă care vrea să vă mulțumesc. Da, da, da. Să-i la chemarea doamnei. Până să-i fugit cu doamna.